Salutare lume și bine ați regăsit pe acest canal. Pentru început vreau să vă spun că mă vrea apuca de postat conținut pe canalul acesta. Am o grămadă de lucruri de vorbit în acest videoclip, iar pe fundal va rula eu desenând bannerul Vlad. Așa că ia-ți câteva minute și ascult atent, pentru că vor fi și multe surprize pentru abonații mei care vor desene pe gratis. Înainte de toate v-aș ruga să vă abonați la canal dacă nu sunteți încă abonat și nu uitați să activați clopoțelul pentru a primi notificări de când postez și nu uitați să lăsați un like dacă apreciați conținutul care îl aduc pe canal. În videoclipul de azi vreau să vă spun că conținutul de pe acest canal nu va fi direcționat doar într-o singură direcție, cum ar putea fi doar design sau doar gaming, ci voi posta cât design, atât și gaming. Iar vorbind despre regimul de postare a videoclipurilor, nu pot să promit o anumită zi sau o anumită oră de postare a videoclipurilor, dar promit că vor fi videoclipuri pe canal și nu vor mai fi pauze din astea de jumătate de an, de un an sau ceva de genul. Vor fi mai des, poate și mai multe ori pe săptămână, dacă am eu timp și dacă o să pot posta așa. Știu că nu sunt cel mai bun desenator sau cum se spune acum artist, dar m-am reapucat de desenat acum o săptămână după o pauză de circa un an, așa că vreau să mă apuc în forță cu desenul din nou. Clipurile apărute pe canal recent să zicem că au fost acum 8-9 luni de la ultimul videoclip postat pe canal, erau înregistrări făcute de mai bine de un an. Acum hai să vă explic de ce am zis toate lucrurile alea înainte. După cum am spus, nu am desenat de mai bine de un an și că acum am reapucat să desenez, vreau să-mi creez experiență în domeniu. Pentru aceasta am creat o pagină de Instagram unde voi face giveaway-uri în fiecare săptămână sau uneori și mai des. Pentru cei care vreau să participe la giveaway-uri și să obțină produse pe gratis, urmăriți pagina de Instagram Pawnit Art. Acolo vor fi postate poze, concursuri și cerințele pentru participare în descrierea la pozele respective. Fiind spuse toate acestea, în continuare vă las cu vizionarea videoclipului.